Cum l-a înfrânt Traian pe Decebal? Eram tot în muzeul de istorie și ne-am oprit în fața altei statui, așezată nu departe de cea a lui Decebal. Am întrebat-o pe Oana. Ce zici tu despre această statuie? Zic că e un om voinic. E Traian, împăratul romanilor. Adică potrivnicul lui Decebal? Și-a amintit nepoțica mea din povestirea trecută. Da, Oana. Traian a fost un foarte priceput și drăț conducător de oști, precum și un războinic adevărat. El a venit cu mulți, foarte mulți soldați să-l înfrângă pe Decebal și să subjuge Dacia. Dar ca să-l înfrângă, a trebuit să poarte două războaie cu dacii. Două războaie grele în care s-a vărsat mult, mult sânge. Dacii s-au apărat cu nespusă îndârjire și vitejie. Dovadă că, într-o bătălie, din rândul osașilor romani, au căzut atât de mulți răniți, încât sanitarii nu mai aveau feșe pentru legat rănile. Văzând aceasta, împăratul Traian și-a dat cămașa să o taie în fâșii și să facă bandaje pentru soldații răniți. Decebal și dacii lui s-au bătut vitejește și pe câmpul de luptă și prin păduri și la asaltul cetăților. Așa de pildă, când romanii au asaltat cetatea Sarmisegetusa, într-o apărare a ei, n-au luptat numai bărbații, ci și femeile. Aruncau asupra asaltatorilor, nu numai cu săgeți, ci și cu pietre, cu apă clocotită și chiar cu făclii de rășină aprinse. Dar soldații romani erau mai numeroși, iar armele lor mai bune. Au surpat zidurile Sarmisegetusei cu niște mașini de război numite berbeci. Văzând că nu mai poate rezista, Decebal a ieșit noaptea din cetate și s-a retras în munți. Dar soldații lui Traian l-au ajuns din urmă. Ca să nu cadă prizonier, mândrul Decebal și-a luat singur zilele, înfingându-și sabia în gât. Așa a murit unul din cei mai viteși conducători pe care i-a avut strămoșii noștri, dacii. Iar Traian a alipit Dacia la imperiul său, Imperiul Roman.